Dragi telespectatori, bine vă regăsesc. De data aceasta, la Opinia Vizată, ne aflăm în studioul CNS și alături de mine este doamna Flora Ordean, jurnalist, și mulțumesc tare mult pentru că a revenit la noi. Continuăm, iată, frumoasa colaborare CNS și Roman 24 online. Ne bucurăm tare mult pentru aprecierile dumneavoastră și pentru toate comentariile pozitive vis-a-vis de această frumoasă colaborare. Bine ne regăsim, doamna Flora, iată, la o nouă emisiune. Bine ne-am regăsit. Suntem amândouă extrem de bucuroase că tocmai am primit la intrarea în platou, am primit din partea domnului Cazan, care de regulă nu prea e blând cu jurnaliștii, are el ce are cu jurnaliștii. Felicitări pentru maniera în care se desfășoară aceasta, dar nu este singurul care ne-a felicitat pentru această emisiune, pentru că este o emisiune de analiză a ceea ce se întâmplă pe scena politică locală. Nu ne dăm cu părerea, ci doar comentăm, am putea spune, evenimentele locale și județene. Iată, o să începem, să spunem, cu Consiliul Județean Neamț, pentru că facem precizarea. Noi înregistrăm această emisiune în ziua de luni, 6 februarie, imediat după ce dumneavoastră v-ați întors de la Piatra Neamț, acolo unde ați avut o primă înfățișare la procesul de acolo. O primă și ultimă, o să ne povestiți imediat și o să abordăm, o să reamintim, dacă vreți, subiectul pentru cei care n-au văzut. E vorba de celebra de acum organizare a târgului de Crăciun de la Piatra Neamț, confecționarea unor căsuțe care și au, nu numai, și o să nu vedem, numai, da, și care nu au împodobit acolo frumos municipiul Reședință. Și au stors din bugetul și județean 9 miliarde. Și au stors din bugetul județean și n-a primit Romanul nici în decembrie acei bani pentru aparatul de radiologie, de a trebuit în ianuarie. 1000 de lei, cum nu? A primit, da, 1000 de lei, dar a trebuit acum în ianuarie să caute primăria Roman soluții pentru achitarea aparatului de radiologie. De fapt, l-a plătit spitalul și primăria a dat pentru altceva ca da. Să facă o compensare. De altfel, a da? Fost și prima întrebare a domnului judecător, un judecător foarte calm, foarte calm chiar și nu rigid, cum suntem obișnuiți în sala de judecată. Și prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost legătura mea cu acest proces, pentru că indirect nu exista un motiv pentru care eu, cetățeanul Ordean, să fi acționat în judecată, Consiliul Județean, și m-a întrebat care e legătura cu dintre mine și acest proces, de ce am cerut eu suspendarea acestuia și de ce cu Spitalul Roman. Și i-am explicat domnului judecător, așa cum știm cu toții, că după alegerile locale în care primăria Roman a fost câștigată de liberali la Roman și încă cu un procent de 70% și cu da. 15 consilieri care nu-i decolea, așa s-a declanșat un război politic între Roman și Piatra Neamț, președintele Ioan Arsenie refuzând să-și asume angajamentele anterioare ale colegilor săi. De altfel, eu în dosar am depus toată corespondența între Primăria Roman, Spitalul Municipal, Primăria Roman și Consiliul Județean. Asta pentru că președintele Ioan Arsenie a spus că n-a primit o solicitare în scris din da. Partea primăriei sau a spitalului cu privire la un ajutor financiar. Iar astăzi am depus la dosar un document pe care l-am solicitat în legea, în baza legii 544 de la Spitalul Județean, cam ce a însemnat pentru bugetul spitalului de la Roman această discriminare de a sigur. Nu se aloca cea de-a doua tranșă. Și am depus un document la acolo prin care arătam în ce constau cei jumătate de miliarde. Îți spun acum din amintiri, dar sper că spun bine. Era vorba de anveloparea ultimei părți a spitalului, era vorba de asemenea de o altă investiție legată la sursa aceea de apă pe care ei trebuiau și mai era o investiție, și amenajarea, modernizarea secției ORL, după care era o serie de aparate, dintre care cele mai importante pe care mi le amintesc acum și m-a dus cu gândul imediat la tragedia de la maternitatea din Giulești, era un incubator cu termorezistență
și cu asta pentru copii, da, pentru nou-născuți, tot în valoare de 1,5 miliarde. Și m-a întrebat domnul judecător ce m-a determinat pe mine, Flora Ordean, pensionarul și jurnalistul Flora Ordean, să acționez în judecată Consiliul Județean. Și am spus că este legată de o chestiune strict personală, este de notorietate faptul că eu în 2014 am trecut pe lângă viață și moarte și că de atunci eu periodic trebuie să fac de două ori investigații, inclusiv cele radiologice. Și de câte ori mergeam eu sau oricare din acea două treimi de locuitori din Roman și zonă la acel aparat care emana radiații, mi-am gândit că este, că pot să-mi fac din asta un scop în a mă lupta. Așa cum știi, nu odată și împreună și toți noi jurnaliștii de la Roman ne-am coalizat și am solicitat președintelui Arsenie să aloce acești bani, lucru pe care l-a refuzat. Domnul judecător, așa, și m-a mai întrebat, asta i-am spus eu, zic, domnule judecător, știu că concret, la ora la care discutăm, când târgul acesta s-a încheiat de aproape o lună de zile, da, dosarul meu nu mai are ca obiect procesul, dar ceea ce spun eu aici, așa cum am spus-o și în presă, și asta vreau să fie un semnal de alarmă. Și am mai spus, vreau să vă spun că a fost și un tertip de-al meu gazetăresc de a încerca să stopez acest furt, pentru că timp de 6 luni noi ne rugasem să ne dea acești bani la Roman, iar dumnealui a refuzat, ca să ne trezim în 23 noiembrie la ședința, și tu ai fost la ședința aceea, da, că apare un proiect de 9 miliarde de lei de organizarea unui târg de Crăciun. Plus alți bani care s-au dat pentru niște asocieri cu unele primării. O să vedem acolo ce o să fie, că așa. Eu am venit acasă și mi-am zis că tertipul meu gazetăresc era acela de a deschide acest proces de suspendare a actului normativ, care evident nu mai poate fi făcut la atâtea săptămâni de când s-a încheiat, gândindu-mă că orice om, cât de cât cu bun simț și cât de cât rațional, ar fi stopat să mai continui sau ar fi furat, n-am spus furat, am spus, am folosit termenul de prăduit, sau ar fi prăduit mai cu grijă. Ori nu s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie specificat că investigația mea, care constă, este foarte simplu, că am înțeles că în Consiliul Județean este o atmosferă de teroare, să vadă cine a dat sau scurs informații acolo, nu s-au scurs niciun fel de informații, așa cum ai în față dovezile publicate de colegul nostru Daniel Muraru, da, în atacul, se vede că, da, se vede că ele sunt de PSA, da, oricare, da, dintre, da, noi, dă o căutare PSA, putea să găsească aceste informații, da, eu ți-am subliniat acolo să spui dintre aceste lucruri, da, discutăm despre acest târg de Crăciun de la Neamț. Evenimentul a debutat cu câteva zile înainte de campania electorală la alegerile parlamentare și s-a terminat la începutul acestei luni, dar, mă rog, e din, de pe 30 ianuarie publicat. Da, sunt trei seturi. Da, Consiliul Județean Neamț a alocat suma de 900.000 de lei pentru organizarea târgului, acești bani acoperind și promovarea, foarte mulți bani și pentru promovare, către o firmă, da, de promovare s-a ocupat prin contract prins pe SEAP. Dar toate au fost pe SEAP, că aici a existat mecanismul, creatorii, că m-a întrebat care e mecanismul. Da? Deci care e mecanismul acesta? Da, pe SEAP, deci, dar prin achiziție directă. Prin achiziție, păi, asta directă. Deci tu poți cumpăra. Rezolvat în 4 minute. Da. Da, păi asta te rog, uită-te să vezi, da, la ce oră a fost indicat. Asta am depus și eu acte la dosar aici, acolo. Deci... Sau a fost depus undeva la 11 și ceva. Pe 23 noiembrie. Exact ziua în care eu am deschis. Și a fost nevoie de doar 4 minute pentru a găsi partenerul din Roman care să... Asta vorbim la promovare, dar noi ne ducem întâi la căsuțe, deci ia trebuie să cauți acolo la căsuțe, tot așa, la câteva minute. Deci la câteva minute, ia să vedem, e vorba de această firmă, creatorii ORG SRL Roman, administrată de Bogdan Dumea, un amic al Oanei Bulai, care un rotarist, îl găsim în clubul rotarist, sunt și poze acolo. Oana Bulai fiind consiliera personală a președintelui Ionel Arsene, Consiliul Județean, Centrul
pentru cultură, Carmen Seculare și Complexul Muzeal Neamț au plătit pentru promovare peste 100.000 de lei. Aici avem strict de promovare. Și acolo e acțiunea de promovare, dar pe care eu n-am mai investigat-o. Eu am investigat numai montajul căsuțelor care, pentru care se alocau cei 5 miliarde. Deci avem așa, mai bine de jumătate din sumă, 526.819 lei. Deci vezi supragul legal. A fost folosită pentru achiziționarea celor 39 de construcții din lemn. Cel mai multe dintre ele căsuțe ce au fost amplasate în curtea domnească. Diferența până la 900.000 de lei a fost folosită pentru asigurarea altor servicii și achiziționarea unor bunuri realizate, și anume realizarea de logo, slogan, reprezentare, pagină web, mentenanță web, culere pe autobuze, promovare de eveniment, bannere, flyere, afișe. Am văzut că foarte mulți bani s-au scurs inclusiv pentru promovarea aceasta web, adică mai mult da, decât știau specialiștii din domeniu. Și tu, da, ca și mine, am făcut în perioada asta foarte mult teren în mediul rural și ai văzut prin toate sătunele până la stănița și astea erau bannere stradale, și toate acestea costau bani. Dar acest lucru, de asta am spus că orice om cât de cât rațional s-ar fi oprit și n-ar fi, domnule, este un proces, cineva a depus un proces, de ce să mergem mai departe sau să nu fim mai atenți? Ori ai văzut acolo cât, cu cât au fost prețurile acestea umflate, ca aici până la 8, până la 10 ori, și asta nu-s pe vorbe, este pe, pe documente, pe anchetă, investigație jurnalistică făcută prin comparație cu ofertele altor firme și așa mai departe. Mai, că e foarte interesant să știe romașcanii noștri aceste lucruri. Peste 37.000 de lei, servicii de promovare a târgului de Crăciun pentru perioada 4 decembrie 2016-5 ianuarie 2017, 800 de lei, servicii de găzduire, tot servicii de găzduire. Ia să vedem ce mai avem aici. Cheltuieli substanțiale cu site-ul și promovarea în mediul online. Totul s-a făcut sub presiunea timpului. Îți dai seama, asta spune doamna de la Carmen Seculare, la Carmen care Seculare, îmi pare rău. Da. Doamna deci Carmen Năstase. Da, ceea ce vă spuneam și vouă înainte de a intra, am fost întrebată de acolo, respectiv de jurista trimisă de Consiliul Județean, de altfel o fată pe care noi o cunoaștem, un consilier juridic în Consiliul Județean, dacă voi merge mai departe și voi acționa în penal, instinctiv am spus că da, o să vedem ce urmează acest lucru, pentru că eu am pronunțat și am spus domnule judecător, dacă s-ar fi judecat cu celeritate cazul acesta, măcar se putea stopa la timp prăduiala, am folosit termenul prăduiala aceasta, dar așa, doar DNA-ul mai poate discuta și probabil de aceea am și fost întrebată dacă voi acționa în penal. Și am găsit aici, peste 100.000 de lei cu TVA cheltuie Consiliul Județean Neamț pentru partea de promovare a evenimentului, aici intrând creația, execuția site-ului, s-a făcut și un site special, Crăciun la neamț.ro, pagini de Facebook și așa mai departe. Cei care au cunoștințe în domeniu au declarat că prețurile sunt mult, chiar foarte mult umflate. Un site nu este foarte greu de făcut și nici foarte scump. Pagini pe Facebook poate face aproape oricine, la fel și pe Twitter și pe alte rețele de socializare. Promovarea în mediul online nu se face foarte greu, mai ales dacă ai niște fonduri la dispoziție, a spus un cunoscător al IT-ului. Bun, altceva, mergi mai departe cu al treilea rând de prăduială, acolo este discuția cu doamnele, acolo este discuția cu acest domn. Da, și că domnul Bogdan Dume a spus că nu o cunoaște pe doamna Una Bulai, dar este membru al Rotarii, și membru este al Rotarii. Este o și fotografie de grup. Aici montajul despre montaj, aici, cât de montajul, costă montajul. De montajul. Aici ia să vedem, am încercat să aflăm care sunt prețurile practicate de către agenții economici în cazul lucrărilor de montare, căsuțe. Am sunat la o firmă de profil, spune colegul nostru Daniel Muraru, da? Și să vedem un producător de căsuțe care asigură la cerere și transportul și montare după caz de montare. Iată ce spune acest reprezentant. Asigurăm și montaj la cerere, deși este simplu, pentru că noi vă punem la dispoziție toate informațiile care vă ajută să le montați. Dar dacă doriți montaj, vă costă transportul băiatului de la firmă care vine cu mașina personală plus 150 de lei. Atenție, băiatul ăsta era o firmă din Harghita. Da, asta. Deci 150 de lei, 1 milion și jumătate de lei vechi, o sumă mică, cât costă demontarea unei căsuțe de 2 ori 3 metri. Dacă ar fi de demontat, nu știu să vă spun cam cât v-ar costa, să zicem că la fel, ca la montat.
Însă e păcat să plătiți degeaba, pentru că este foarte ușor de făcut, având indicațiile că atunci când îți cumperi acasă un dulap... Da, sau și... un deci ăla de Lego de jucării. Exact, de exact. Da, dar merge acolo cu demontarul, că acolo deci a fost acei 150 de lei demontatul, mai punem 100 de lei transportul muncitorului. Asta înseamnă că pentru demontarea unei căsuțe de 6 metri pătrați, costul ar fi de 41,6 lei pe metru pătrat, adică nici măcar 10 euro. Dacă scădem transportul, presupunând că firma care demontează ar fi din neam, rezultă un cost de 25 de lei pe metru pătrat de demontat. Centrul Carmen Seculare a plătit 147 de lei pe metru pătrat de demontat căsuțe. Bun, și ce am mai spus eu aici? Care este menirea acestei entități culturale subornată Consiliul Județean? Aceea de a organiza spectacole, de a organiza ori. Ce treabă avea cu fapte de comerț această firmă? Și asta mi-este mie teamă, că vor răspunde acești funcționari nevinovați penal, dar când semnez... Nu, și trebuie să mai facem precizarea că lemnul a fost o donație de la Nu, Între timp, Daniel, în investigațiile lui, a refuzat că Regia Națională Rom Silva a refuzat să gireze parteneriatul de la neamț și ei au făcut cu lemnul lor, dar oricum lemn de foarte proastă calitate și tot din investigațiile făcute spunea că din două montări și demontări aceste căsuțe vor fi distruse și altă cheltuială, dar cel mai mare este, cea mai mare golănie este la transportul acestora. Deci în acte se declară că ele au fost transportate la 10 km, când în realitate ele sunt transportate doar la 2,5 km de Piatra Neamț și uite-te de aici am găsit demontarea căsuțelor 17% din valoarea lor. Deci Consiliul Județean a plătit pentru 522,33 de metri pătrați de construcție din lemn 186,32 de euro la metru pătrat. În total s-au achitat 97.320 de euro, adică peste 439.000 de lei, prețurile fiind fără TVA. În această sumă intra transportul, montajul și instalația electrică. Ia să vedem ce mai avem aici. Tot cu cei care am discutat din domeniu, reprezentanții unor firme care construiesc căsuțe din lemn, ne-au spus clar că prețul oferit de Consiliul Județean pentru metru pătrat de construcție a fost mult umflat. Unii avansând chiar că ar fi vorba de un plus de 100 de euro pe metru pătrat, dată fiind calitatea construcțiilor. Deci o calitate... Este un lemn ordinar de brad care... Bun, și concluzia a fost că acest târg a reprezentat, de fapt, o bună oportunitate pentru anumiți oameni de afaceri din județ de a face bani mulți, de a risipi bugetul județului. O risipă făcută chiar de cei care jonglează cu bani publici de obicei. Așa. Contractele au fost date cu dedicație unora și altora. Adică unor firme de casa PSD-ului, respectiv firmele prietenei consilierului local, care din păcate este romașcana noastră. Oana Burai. Consilierului personal, cumva. Consilier personal a președintele Consiliului. Acum eu am avut o montare pe Facebook încă de aseară. Evident că eram conștientă că la o lună de la închiderea târgului nu pot avea câștig de cauză, dar sunt decisă să merg mai departe și atenție, chiar și din colegii noștri înainte de a intra în emisiune m-au întrebat care este câștigul meu. Câștigul meu este ca și al tău, ca și al cărui alt cetățean care contribuie de la buget. Am tras un semnal de alarmă. Semnal de alarmă și să oprim odată jaful din banii publici. Și ce am mai spus eu, că mă miră extraordinar de mult, cum politicieni din generația tânără, din generația aceasta de 30-30 și ceva de ani, nu intră în politică pentru doctrine, pentru proiecte, pentru idei, ci intră în politică pentru a face bani cât mai mulți, cât mai repede și numai de la stat. Și am putea să legăm asta cu ceea ce au spus oamenii de afaceri de la Roma la întâlnirea cu primarul, că noi plătim
plătim impozite de milioane de euro poate și nu avem acces la lucrările din zonă, pentru că de cele mai multe ori lucrările sunt date cu dedicație pentru anumite firme. Și iată ce frumos se leagă și se închide cercul. Vreau să mai amintim și despre achiziția asta directă care s-a rezolvat în 4 minute, că aici e culmea. Păi, înțelegem că și această firmă a prietenului doamnei Ioana Bulai s-a înființat cu vreo 2-3 săptămâni înainte. Eu aici m-am oprit eu cu investigația, da? Când am depus dosarul, Daniela a mers mai departe, exact, cu celelalte activități. Deci iată că a fost nevoie de 4 minute transport. Și citim de aici, autoritatea contractantă care s-a ocupat de colantare, a fost Centrul Carmen Seculare, ce a publicat un anunț pe sistemul electronic de achiziții publice pe 23 noiembrie. Businessul s-a realizat rapid, autoritatea contractantă a avut nevoie de doar 4 minute pentru a găsi partenerul din Roman care să pună aceste colaje pe 3 mijloace de transport. Concret, Carmen Seculare a anunțat că are nevoie de un operator care să asigure servicii de autocolantare și benzi publicitare pe 3 mijloace de transport. Un troilebuz, un autobuz și un autocar. Prețul maximal stabilit a fost de 26.660 de lei, anunțul fiind inițiat pe 28 noiembrie ora 15.21 și după 4 minute, adică la ora 15.25 de minute, contractul era deja atribuit firmei creatorii ORG SRL, asta din Roman. Pe SEAP se menționează clar că vorbim la unitate de măsură de bucată, ceea ce ar însemna că doar pentru coalentarea unui autobuz a plătit 21.660 de lei. Deci iată ce sumă doar să pui un autocolant din acela pe un autobuz. Simplu. Bun. Și eu, fără TVA. Da, fără eu TVA. Ieri, înainte pentru a mă pregăti pentru proces, deci duminică, eu am avut o discuție de exact 26 de minute cu Daniel Muraru, cu care eu am lucrat la monitorul de român, un jurnalist, da, excelent. Și trebuie spusă și povestea lui, că imediat după, eu, da, el a fost, da, șantajat, i s-a oferit suma de 100 de milioane de lei vechi, spune el, a refuzat, după care a început să mai primească telefoane, stai cu minte, Sincer să fiu, și eu mă aștept la telefoane, dar să o spun aici în direct că nu am teme, de altfel tu știi că, da, la vârsta, da, mea, care este matusalemică, trebuie să recunoști, niciodată nu mi-a fost teamă și știi foarte bine de când mă cunoști. Dar e modul acesta simplu de a oferi bani pentru a închide gura, pentru că trebuie să recunoaștem, au mai fost colegi jurnaliști care au mai greșit în trecut, da, și au mai primit. Da, vorbește de Norocel Harabagiu, care chiar a ieșit să-l denigreze și asta, dar nu știu dacă îl putem considera. E trist considera, că se întâmplă, da, așa între colegi, da. Dar din păcate au mai fost colegi care au picat în această plasă și au fost cumpărați. Da. Și atunci s-a considerat că în felul acesta îi se poate închide gura și colegului. Și încă un lucru pe care noi chiar l-am remarcat, noi jurnaliștii de Roman, de când cu acest război, parcă suntem la nivel național cu jurnaliștii mei și jurnaliștii tăi. Deci noi cei de la Roman sunt jurnaliștii Romanului, da, da, ai respectiv ai PNL-ul și ei de la Piatra Neam jurnaliștii PSD-ului. Ori nu este așa. Deci ar trebui ca toți să fim solidari și să vedem că banul public, uite unde se duce. Bun, și mai avem, cred că, un minut până la pauza de publicitate să concluzionăm cumva cu subiectul. E bine de spus că spitalul nu a primit a doua tranșă de bani și pe final de an a renunțat la alte lucrări, la alte investiții și ca să acopere. Depus, da? Da, eu azi am depus în urmând ca primăria anul adresa, acesta, da, să ofere suma de bani pe care spitalul a cheltuit-o, pentru că nu putea pune direct primăria suma. S-a găsit o soluție, iată, au renunțat la alte lucrări importante pentru a fi le-am aparatul acesta. Care, da, da, ne-am și menționat. Da, concluzia care o trag romașcanii, că ei au fost direct afectați și nu numai, ci și locuitorii celor peste 20 de comune care vin și se tratează în spital. Să se țină cont și de acest lucru. Da, pentru Ramana, că spitalul județean, stăm să ne gândim, primește bani pe de o parte de la Consiliul Local Piatra Neamț și de la Consiliul Județean. Spitalul Roman este așa lăsat. Și domnul Ionel Arseni, da, ne-a spus în nenumăratele conferințe de presă la care întrebarea noastră era când dați bani pentru Spitalul Roman, pentru aparatul, răspunsul era nu este legal. Hai să vedem acum pe unde scoate Consiliul Județean cămașa,
cât de legale sunt ceea ce a făcut, asta va decide instanța când voi acționa și în penal. Lăsăm instanța să se pronunțe și noi ne oprim pentru scurta pauză de publicitate, ne întoarcem în partea a doua emisiunii, avem și alte subiecte, am rămas, să spunem așa, datoare și cu averile consilierilor locale, avem lista care ne așteaptă, vom discuta și despre ce se mai întâmplă la Roman, pentru că au fost aceste dezbateri, iată, și cu pensionarii și cu oamenii de afaceri, aminteam, și cu ONG-urile, concluzia, și cu ieșirea toți stradă, au nevoie de bani. Și încercăm și cu protestul cât ne permite timpul. Am rămas la domnul Constantin Holban, consilier local, ia să vedem, la al doilea mandat întreg. Cred că al doilea au concomitent, așa, unul după celălalt. Domnul Holban are așa, în Roman, un teren dobândit în 2011, 650 de metri pătrați, o moștenire. În comuna Gioseni, din județul Bacău, de asemenea, un teren dobândit în 2011, e vorba de 1100 de metri pătrați, are 50% din el, probabil cu soția, prin cumpărare l-a dobândit. La clădire avem în Roman un apartament dobândit în 1991 de 63 de metri pătrați, cotă parte cu soția. Tot în Roman, o clădire de 150 de metri pătrați, o moștenire, 100% îi aparține domnului consilier. Și tot în Roman, o clădire dobândită în 2011, 120 de metri pătrați, deține 50% din ea prin cumpărare. Case de locuit, că suprafață cam mare, 150-120, la 63 de metri pătrați. Bun, e un apartament. Da, e cât un apartament, înseamnă eu are 67. Acum să nu uităm că domnul Holban are și o vârstă. A fost ofițer activ în armată, o să vedem la venituri care dar este unul din pensionari active, așa ca și așa mine. Așa este. Iată, deține două autoturisme, că tot discutam despre faptul că nu au ales și locali mașini pe numele lor. Are un autoturism Dacia Logan din 2006 prin cumpărare și un Opel în 2002 cumpărat. Mergem mai departe, ia să vedem. Cred că o să mergem direct la datorii, nu este cazul. La venituri, să vedem că el are, este și autorul acelui proiect cu Cera Sabu de venituri, la... Venituri, mergem la venituri, da, și avem așa, la Cera Sab SRL, manager. Este un proiect european. Un proiect european la Săbăoan, da, cu vreo 6 salariate, 6 femei care au învățat meșteșugul. Nu știu câtă piață și câtă rentabilitate mai au. Mai dificil. Le-am văzut pe doamne la târgurile acestea de profil. Deci venituri încasate 12.450 de lei de la Cera Sab. Modest, destul de modest. Ia să mergem. Are însă pensie de militar, el a ieșit cu gradul la de major, pensie, dacă îmi amintesc eu bine. Da, vorbim de 27.600 de lei și de asemenea pensia soției de 18.000 de lei. De asemenea mai are câteva venituri din cedarea folosinței bunurilor. Probabil că închirie de asta, ceva. Dar cel mai bun este și administrator la asociație de proprietari, de unde ia aici o sumă președinte asociația de proprietari 48, o indemnizație de conducere de 4.200 de lei. 42 de milioane de lei ar însemna. Deci, și de asemenea această colaborare la NBCC, la Agenția Națională a Birourilor de Consiliere Cetățeni, acolo mi s-a dat voluntariat. Colaborare, 4.964 de lei și de asemenea indemnizația de la Primăria Roma, indemnizația de consilier, 5.569 de lei. Deci venituri... Da, destul de frumușele, am putea spune. Da. Ia să urmează Grațian Iacob, dar trebuie să așteptăm puțin avocat, că pe internet e mai greu să avem acces... Așa, mergem la Grațian Iacob, un tânăr avocat, așa cum bine spuneați, nu cunosc dacă este foarte sau nu mult. Căsătorit. Nu este căsătorit, nu este căsătorit, dar e o prietenă tot avocată, amândoi sunt o pereche. Da, am văzut că e cumva la modă un avocat cu un alt tânăr avocat, ceea ce e minunat. Terenul, vorbim de un teren în Izvoarele, din 2003, el are 2000 de metri pătrați. De asemenea, în Mircești mai are un teren dobândit în 2000 de 2000 de metri pătrați, scrie aici, da, moștenire, probabil moștenire de la bunici, de la părinți. Clădiri, în Izvoarele, o casă de 87 de metri pătrați, dobândită în 2013, tot în Izvoarele. Pentru un avocat nu mi se pare mult. O altă construcție de 550 de metri pătrați și în Iași,
un apartament probabil de 50 de metri pătrați. Probabil că da. Din vremea studenției. Ia să mergem mai departe. Este, după mine, este un tânăr cu foarte mult bun simț. La autoturisme nu văd nimic. Mergem mai departe la cabinetul individual de avocatură din Roman. Din consultanță juridică a trecut 27.000 de lei. Nu e o sumă foarte importantă. Nu este un moment de bine, dar și tânăr și mulți, și mulți avocați la Roman, da. Sunt foarte mulți avocați. Da, nu ne surprinde, să spunem, declarația dumnealui. Cineva ar putea spune da. Că e de bun simț. Eu îți propun acum un alt subiect pe care eu deja l-am făcut într-o știre. Știm cu toții că pe lângă protestele din stradă de la București, aleșii noștri se mai chinuie să treacă și bugetul țării, că iată, suntem la mijlocul lui februarie și țara n-are buget, asta e lucru cel mai grav. Bun, și... dar mi-amintesc că am avut ani când ne-am dus până în martie-aprilie, tot din cauza unor... Nu chiar așa. Spunea deputatul Leoreanu că liberalii din județul Neamț au depus 300 de amendamente. Nu, liberalii în general au depus 300 de amendamente, din care 13 sunt cele de la Neamț. Deputatul Leoreanu a depus un proiect pentru Cinematograful Unirea, Unirea și pentru instalația Ația. Pe câteva străzi din, cartierul Nicolae Băcescu, canalizare, respinse. Da. Ceea ce îmi spunea însă că a făcut, că s-a discutat pe ministere, acolo s-a discutat și s-a negociat pe ministere. La Ministerul Transporturilor deputatul Leoreanu a fost cel care a propus introducerea pe bugetul de anul acesta a axialului de la Piatra Neamț la Bacău, care ar trebui să fie pe 4 benzi, evident și acesta respins, da. Cu brio. În schimb, a spus că a reușit să capteze interesul tuturor parlamentarilor din Moldova, inclusiv al lui Varujan Bozganian, care ține, că face parte din axul puterii de la ALDE, da. Pentru că atunci când li s-a prezentat harta cu autostrăzile din România, Moldova, exact așa a fost expresia dumnealui, era o imensă Siberie și atunci s-a dus și a discutat cu fiecare în parte și s-a spus hai să o introducem. Și a mai spus deputatul Leoreanu că a primit promisiunea Ministrului Transporturilor că până la sfârșitul anului se va trece la studiile de fezabilitate, la întocmirea studiilor de fezabilitate. Acum eu mă întreb al câtelea studii o fi și știm o altă poveste unde se duc banii publici pe aceste studii de fezabilitate. Poate că ar trebui fiecare să dea cu subsemnatul, da. Câte studii a făcut de fezabilitate, de prefezabilitate, că și acolo și sunt niște bani. Așa, și că ar exista șanse ca undeva, știu eu, pe la anul să fie inclusă în această... Eu sunt sigură că eu, cel puțin, o să fiu oale și ulcele când o să fie... poate tu, copiii tăi, or să... Eu mi-amintesc așa circula. Că, cel puțin în ultimii 5 ani, subiectul acesta cu autostrada... Moldovei, care se lege Moldova de Ardeal, a fost un subiect care a plecat ba de la PSD, ba de la PNL, fiecare asumându-și acest rol important de a aduce proiectul la noi. Dar eu mi-amintesc că a fost la guvernare, da, și PSD-ul cu Victor Pont, a fost și perioada cu Cioloș și nimeni nu a trecut ca prioritate și această bucată de autostradă pentru zona Moldovei. S-au scris rânduri de către colegii noștri cum zona noastră și această autostradă stradă, a fost la categoria și altele, dacă. Eu n-am nicio speranță. Mi-am amintit un alt lucru foarte important pe care mi l-a spus deputatul Leoreanu. Eu l-am întrebat dacă cum vede conjunctura asta, țara fierbe, toată lumea fierbe. Adică așa. Au retras ordonanța, dar oamenii cer acum demisia și plecarea guvernului. Și mi-a spus că din păcate, PSD-ul are la sertar o altă ordonanță, ordonanța nouă, pe care a promovat-o încă din 25 ianuarie, ordonanță care
prevede prorogarea unor termene, dacă ne amintim că pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin care e vestita o ordonanță 28, pe care banii primeau la dezvoltare, se poate face fără transparență și va fi o pușculiță de partid din care primarii PSD-ului vor fi îndestulați. Lucru care, iar în opinia deputatului Oreanu, va crea foarte mari animozități pe scena politică. Bun, asta e o afirmație care știți cum e. Dacă e să-i întrebăm pe social-democrați, o să ne spună trebuie și dovedite toate aceste lucruri. Că e clar că... Nu, dar se dovedește că e depusă deja la Parlament ordonanța asta nouă pe PNL. Să vedem dacă... Eu ți-aș spune alt subiect. Subiectul directorii noi, dar vechi. Ai școlilor. Ai școlilor. Da. În zona roman... Am mai discutat recent cu cineva acest subiect și spuneam că cel puțin pentru directorii care sunt cunoscuți ca fiind simpatizanți ai... Se întoarce la catedră Leonard Vacaru. Da, se întoarce Leonard Vacaru, dar eu mă gândeam de Banzariuc. Cazul... Da, dar mă gândeam strict la cazul doamnei Mihaela Tanovici, fost consilier local PDL, apoi da, PNL, care a câștigat concursul, da. Și spuneam așa că acest concurs până la urmă a fost colacul de salvare doar pentru cei care se temeau că fiind acum un general social-democrat ar putea să-i înlăture. Bun, este deci, noua cine și-a câștigat, clar locul și rămâne acolo fără nicio strângere în spate. Pe de altă parte, cei care poate nici nu s-au străduit să învețe prea mult, n-au luat examenul și acum sunt din nou repuși pe funcție, clar pe criterii politice nu trebuie să ne ferim. Tot discutam de prietenul nostru comun, așa, domnul Cazan, da? Pe care tocmai ieșea de la tine când așa eu am venit este, să da? Facem emisiunea. Să ne povestească că nu mai au un lider cunoscut de noi, ci au propus un alt lider, da? Că l-au cam lăsat, nu l-au lăsat, l-au cam forțat să plece pe domnul Bogdan Diaconu, care spunea domnul Cazan că nu a ajutat cu nimic partidul acesta și... Ba din potrivă. Ba din potrivă, în timp, da, ce, în timp ce trepădușii, să-mi scuze domnul Cazan expresia, dar știe toată lumea cât a muncit în campanie electorală ca să adune voturi pentru asta, filfizonul de la București își vedea de afaceri sale și au fost acolo și niște nereguli financiare, motiv, și râdeam noi împreună, chiar am făcut adică o, niște datorii o foarte glumiță. Mari pe la chirie, deși da. Toată lumea a cotizat și a contribuit financiar, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu bănuții, că au datorii așa serioase. Și l-am întrebat cum, unde au ținut ședința și mi-a spus că au ținut-o undeva pentru, pe hol, pentru că Bogdan Diaconul le scosese butucul de la ea la aceea. Și mi-am amintit și chiar eu în știrea mea am făcut și glumița asta, că ăsta e blestemul politic al lui Sorin Cazan, ca la fiecare partid prin care trece să rămână să facă ședința pe hol. Că nu mai poate o asemenea birou, da? Scenă i s-a întâmplat la un partid care tot naționalist, se chema PNDC, partid care a fost radiat de pe scena politică și asta. Ca să facem o glumă și mai mare, cred că domnul Sorin Cazan trebuie să umble așa cu o servietă din aceea cu scule, da? Cu patent, cu ciocan, cu toate cele necesare și cu oială nouă, în momentul în care se duce la un sediu de partid, dacă n-are cheia potrivită, da, schimbă butucul da, direct. Da, atenție, aici este important că el spunea, da? Nu știu dacă și în știrea pe care ai făcut-o tu a declarat tot la fel, că PRU este gazdă pentru penali și că, de fapt, marea lor nemulțumire a fost faptul că la un moment dat, spre sfârșitul când era termenul acela de punere da. A listelor pentru asta, s-au trezit cu ordin de la centru că le vine o listă întreagă prin care toți cei care aveau probleme penale trebuiau să fie acceptați da. Ca și candidați, da. Așa. Pe de altă parte, iată că domnul Cazan se dezice astăzi și de domnul Ghiță, care și el are probleme serioase, pentru că au fost episoade în care ne amintim, lăuda cumva venirea lui Ghiță în PRU ca fiind un lider important, Ghiță care ar fi trebuit să-l aducă și pe Victor Ponta după el în PRU, lucru care nu s-a Victor mai întâmplat. Ponta nu s-a lăsat, da, nu s-a lăsat convins cu una cu două. Da. Aș fi vrut tare mult să discutăm și despre ce se întâmplă în tabăra PSD, dacă am văzut că domnul... Tabăra PSD la Roman? La Roman și la Neamț. Dacă da. Am văzut că domnul Ionel Arsene a trimis comunicate de presă pentru susținerea lui Grindea
Ordeanu. Eu, sincer, să fiu... Am văzut un alt social-democrat romașcan, domnul Mihail Florea, care e destul de vocal, fost consilier local, da? Care s-a dezis cumva și a cerut retragerea ordonanței, asta înainte ca domnul Grindeanu să anunțe că va retrage ordonanța, în timp ce organizația PSD Neamț susține guvernul Grindeanu, unul dintre membrii acestei organizații a cerut public revocarea ordonanței 13. Este vorba despre Mihail Florea și vă spun doar câteva dintre lucrurile pe care le-a trecut el aici în comunicat. Ca și argumente pentru, da. Chiar dacă recunosc că părerile lor au fost împărțite și e vorba de social-democrați, decizia mea consideră a fi una spiritul democratic, spune dumnealui. Ea s-a ajuns că a spus câte ceva și despre, dar n-avem aici toate. Știu că a atins cumva așa delicat toți consilierii locali care au avut tot felul de opinii și pe rețelele de socializare și unul era Constantin Holban. Ce mai spune dumnealui aici? Propun ca toate inițiativele de acest fel, care nu au fost prezentate în campania electorală, să fie aduse la cunoștință atât militanților PSD cât și opiniei publice pentru a putea fi întâi dezbătute cu argumente, iar în final Parlamentul să fie cel care decide. Da, destul de curajos domnul Mihail Florea. Bine, dar n-are ce pierde. N-are ce pierde, că... deși el a apărut acum în ultimele știri ca fiind o posibilitate de candidat la alegerile locale. Nu, dar cine îl va pune pe listă? Pentru că trebuie putere financiară, în primul rând. M-ar interesa să-mi spui, să știi câte minute mai avem până la... Ia să vedem. 8 minute mai 8 avem. 8 minute. Pentru că eu aș reveni un pic la subiectul din tâi și l-aș întreba pe domnul Ionel Arsene dacă știe de toate matrapasticurile astea din Consiliul Județean și eu cel puțin, dacă aș fi un șef de partid și m-aș dezice să spun că n-am știut ce au făcut subordonații mei, deși eu știu cât de credibilă este asta, aș cere că tot se poartă instituția demisiei și aș pune-o pe Oana Bulai, aș trimite-o un pic la preocuparea ei de bază, aceea de a face training-uri de dezvoltare personală. Haideți să ne amintim puțin și trecutul ei politic. Odinioară la dreapta lui Laurențiu Leoreanu, consilier PDL. Da, cum am spus exact. Eu. Laurențiu Leoreanu, care era cel mai bun. Laurențiu Leoreanu, care n-a mai fost bun imediat după ce Oana Bulai a plecat în PSD și a fost o perioadă scurtă și consilier județean. Ea inițial a făcut parte din organizația de tineret a PSD-ului, da. Și asta era undeva prin anii 2009. După care a fost la PDL. Așa. După aia a fost o revoltă atunci și o nemulțumire a ei că nu a fost ales la organizația de femei, lider la organizația de femei. Și a plecat atunci, supărată. A plecat supărată la PLD, ulterior atunci, la PDL. A fost consilier un mandat și în momentul în care n-a mai fost pusă pe listă. Da. La asta s-a refugiat la PSD. A făcut și ne amintim că a avut mai multe ieșiri și pe Facebook. Încă era Laurențiu Leoreanu primar și spunea că degeaba am pus noi camere în tot orașul, că Leoreanu n-are grijă ca poliția locală să verifice cum sunt sparte mașinile romașcanilor în parcări. Mașina ei fusese prădată de niște hoți și acum nu mai era bun acel sistem de supraveghere video pe care ea cu vreo 4 ani înainte ca și consilier local îl promova ca fiind unul eficient. Deci iată cum uită liderii politicienii de declarațiile lor de acum 2-4 ani și cum se schimbă așa de pe o zi pe alta. Acum e bun un lider, un primar, acum nu mai este bun și se găsește tot felul de chichițe din acestea. Da. De când domnul Leoreanu, ca să nu facem să zică cineva că am făcut o obsesie din PSD, să ne uităm o leacă și în curtea PNL-ului. În curtea PNL-ului mie mi se pare că armata lui Leoreanu este extrem de disciplinată și că tinerii aceștia, inclusiv cei din Consiliul Județean, nu acționează decât la ordin de partid, ceea ce noi am pus de mai multe ori la îndoială. Da, dar bine, prin la ordin de partid au acționat și cei 6 consilieri PSD, că doar domnul Manoliu a ieșit în conferință și a spus le-am cerut celor 6 consilieri PSD să voteze așa. E același lucru. Apropo, tot de ordin de partid. Apropo de asta, ne-a rămas dator domnul Manoliu cu numele candidatului de primar. A mai trecut o săptămână și nu s-a întâmplat nimic. Acum îi dăm circunstanțe. Dar între timp să știți că am văzut așa niște încercări timide
am putea spune, ale domnului Marius Neculai de a apărea la o emisiune, cel puțin pe un post local. Cineva spunea că e cumva o primă lansare pentru dumnealui. E adevărat că acolo a fost invitat să discute. Săptămâna trecută a fost invitat ca antreprenor. Da, ca antreprenor. Ia, dar da, e încă o dată o șansă de a apărea. Nu știu dacă nu cumva a fost o emisiune mai veche. Care mai veche, dar cât de veche poate să fie? O săptămână, acum, două, dar nu mai mult. Ne întoarcem un pic și la spitalul din Roman, că tot am pomenit de ce se întâmplă acolo. Ați avut o conferință de presă, da, și s-a făcut, nu, și un raport al anului 2016. Cred că s-a mai îndulcit un pic. Oricum, sistemul acesta, dorința de a comunica, s-a mai îndulcit și nu prea, pentru că nu s-a mai auzit nimic despre acel post de comunicator sau specialist în comunicare care să țină presa, știu eu, aproape de ceea ce se întâmplă. În schimb, au o pagină de Facebook, dar au o pagină, doamne, de este... Eu am înțeles că la conferința de presă unul dintre colegii noștri de la un ziar a cerut câteva informații și s-a indicat de către doamna manager, dacă am înțeles eu bine, să citească un anumit ziar al unui alt coleg, un ziar online, că vede acolo informații. Păi nu-i normal să stau să citesc eu ziarul unui coleg ca să-mi iau informația. Ei, tu, la conferința de presă, avem obișnuința, pot să oferi un sincron. Eu încep totdeauna ziua de lucru făcând revista presei pentru a ști ce au scris colegii. E adevărat, dar că... la o televiziune nu te ajută un comunicat de presă sau un articol de ziar, ai nevoie de un sincron. Bun, și dacă tot ești prezent la o conferință... Pic, dacă tot ai tu acolo, ia despăde cu curiozitate pagina de Facebook a spitalului și ai să vezi că, spre surprinderea mea, acolo este locul în care toată facebookimea, cum se cheamă, ia cei postaci de pe Facebook. Își spun toate ofurile, nu? Nu e vorba de spus oful, agramatismele, limbajul, da, limbajul suburban adesea, în jurături, deci atmosfera de pe Facebook. E adevărat, da. Spitalul asta este. Spital de urgență Roman. Asta e. Aflăm meniul dacă vrem să cum știm. E? Spitalul Roman cu urmare. Trebuie să căutăm, da, exact. Dar cred că asta e pagina. Da. Romeo, da, pentru... Asta trebuie să fie pagina, ca o imagine. Așa? Haide, chiar zi-mi ce mănâncă bolnavia. Să aflăm și noi așa de curiozitate. Ce și avem. Ia să vedem dacă avem comunicatul de presă. Spitalul Roman și cum se sparge. Nu. Asta e un articol mai vechi. De pe 7 ianuarie. Cred că asta e pagina de like-uri ce am deschis eu aici. Da, deci nu cred că am căutat bine. Spitalul... În sfârșit, Roman și Roman cu litere mari, nu? Că în felul acesta le spunem și telespectatorilor cum să caute. Spitalul, da. Roman. Ia să vedem. Spitalul nou Roman, spitalul vechi Roman, jos corupția din spitalul Roman, ca să vedeți câte pagini avem. Spitalul, da, municipal de urgență, toate cu litere mari, asta e o comunitate. Și Spitalul Municipal Roman. Spital Roman. Am găsit într-un final. Ia să vedem. E plin aici. Și avem, ia să vedem, un comunicat de presă recent. Spitalul Roman are cea mai mare natalitate din județ. Cu asta o știm, da. Deci... Da, da, atenție, cea mai mare natalitate, dar suntem, stai că am făcut eu recent o știre, suntem fruntași la sifilis, la TBC, da, suntem, da, pe primul loc, că a dat așa cum procedează. Rulaj mare de pacienți, dar sunt destul, sunt niște postări cam vechi, totuși. De pe 31 ianuarie, nu, sunt cam vechi. Nu, dar eu altceva... Și așa am intrat, pe Spitalul Roman. Eu altceva vreau eu să spun aici. Vezi postările vizitatorilor, am putea să ne uităm aici. Vroiam să spun altceva și anume faptul că domnul doctor Arvătescu, cu care eu am avut așa un ușor clenș pentru acea încercare a lui de a ne arunca nouă în cărcă faptul că presa centrală l-a atacat iar noi nu l-am apărat și am spus că da, dar domnul doctor Arvătescu care a spus, da, că a dat un interviu pe la Tele 7 ABC, o televiziune care nu mai există de măcar 10 ani, nu știu unde, da, a dat domnul doctor. În sfârșit, dar până la, da, urmă ne-am lămurit și ceea ce a ridicat dumnealui problema, lucru pe care eu îi dau dreptate pentru că știu cum repete stă lucrul. Repete că trebuie să încheiem, da. Da, a fost cel privind accesul și pe ușă, pe geam, pe unde se poate și nu se poate a pacienților și acele veșnice probleme cu că nu se respectă ora, da, de vizită. Pe de altă parte, pacienții spuneam și au văzut pe Facebook, da, aduce domnul doctor sau alții tot
ce e nevoie, o siringă, un pansament, un pampers, ca să nu mai vină aparținătorii în afara programului de vizită? Și asta o discuție. Eu i-am sugerat că ar putea foarte bine să se întâmple așa cum s-a întâmplat în clinica de chirurgie cardiovasculară de la Iași, unde am stat 2 săptămâni și n-am murit. Fără să vină aparținătorii. N-a venit nici aparținătorul, dar acolo nici măcar ceea ce îți trimitea de acasă cu mâncare, venea până la ușă, se ducea un salariat al spitalului, îți aducea ție și măcar cât de cât s-a putut păstra. Da. Vă mulțumesc tare mult! Iată încă o nouă emisiune în această frumoasă colaborare. Ne vedem și săptămâna viitoare, că ne-am făcut o obișnuință bună, spunem noi, din acest lucru. Mulțumim telespectatorilor! Și noi mulțumim! O zi bună!